Da, am revenit în direct la Deale Buzoianului, alături de domnul profesor Mircea Costache. Mergem mai departe cu primul subiect din partea a doua emisiunii, legat de grădinițele din Buzău și din toată țara. M-am documentat în aceste zile, nu doar la Buzău, în toată țara este la fel. Înțelegem că sunt niște ore opționale, bine, se numesc opționale, dar ele de fapt sunt obligatorii, care se țin la grupele de grădiniță. Cred că mulți dintre dumneavoastră care aveți copii sau nepoți cunosc lucrurile astea sau ați avut copii sau nepoți. Ce se întâmplă? Grădinițele respective nu au bani sau nu au un schema de personal, cadrele didactice respective pentru a se preda limba engleză, pentru a se preda dansurile, actoria, teatrul, lucruri de genul ăsta, iar profesorii respectivi sau cadrele didactice respective sunt plătite din banii părinților. Se întâmplă lucrul ăsta, ba mai mult există și această amenințare pentru părinți, sau nu este o amenințare pentru părinți, cum să mă exprimă, ca să fiu cât mai explicit. Părinții care nu au bani sau nu doresc cursul respectiv, nicio problemă, nu trebuie să-i dea, însă există amenințarea că copilul, anume copilul, nu va urma cursurile respective, va trece undeva într-un colț, da? Și se va uita la ceilalți copii. Mie mi se pare că este în neregulă acest lucru, să facem această separare, da, funcție de banii părinților, financiară, pentru acești copii mici. Din câte înțeleg, lucrurile sunt de izbeliște pentru că nu există reglementări la nivelul Ministerului Educației care să facă ordine vis-a-vis de acest aspect. O ascultăm pe doamna Geta Burducea, inspector școlar general, intervievată de reporterul Campus TV zilele trecute cu părerea dânsei. Doamna Burducea spune că nu e nicio problemă. O ascultăm. În privința opționalelor care se desfășoară în grădinițe, nu cred că este o problemă sau cel puțin nu din punctul nostru de vedere. Din punctul nostru de vedere al inspectoratului, există o notificare, numărul 4195 din 18.10.2000, privind organizarea activităților opționale în unitățile de învățământ preșcolar. Această notificare precizează faptul că aceste opționale se pot desfășura în grădinițe în timpul programului. Cine poate să desfășoare aceste activități? Ele pot veni din oferta unității de învățământ sau pot fi susținute de alte persoane cadre didactice care dovedesc că sunt calificate în domeniul respectiv, iar plata se face potrivit prevederilor legale din veniturile proprii ale unității de învățământ, reprezentând donații sau sponsorizări. De obicei, cei care contribuie cu aceste sume sunt părinții, pentru că toate aceste opționale sunt făcute la cererea părinților. Aceste cursuri opționale se desfășoară în timpul programului, fără a exista obligativitatea ca toți copiii să participe la ele. Dacă sunt copii care nu participă la aceste opționale, ei își desfășoară în această perioadă activitatea împreună cu educatoarea de la clasă. Dacă toată clasa participă la un astfel de opțional, doamna educatoare rămâne în clasă cu ei și îi supraveghează. Nu există, repet, obligativitate ca toți copiii să participe plătind aceste cursuri. Din experiența pe care o am, de obicei, dacă mai există câțiva copii care din motive financiare nu pot contribui, ei sunt acceptați și fără această taxă la cursuri. Dar poate că nu întotdeauna este așa și nu am eu informațiile necesare. Se pune problema izolării unui copil în condițiile în care părintele nu plătește această taxă? Repet, nu există izolarea a unui copil. Dacă dintr-o grupă sunt copii care nu participă la aceste cursuri opționale, dintr-un motiv sau altul, fie că nu își doresc un astfel de opțional, fie că nu pot să participe financiar părinții, acești copii sunt însoțiți de educatoarea grupei și desfășoară acțiuni împreună cu acesta. Nu știu în care din colțul clasei sau nu știu în care din clasă, dar nu sunt ținuți separat și nu rămân singuri nesupravegheați. Da, am ascultat părerea inspectorului școlar general. Domnul profesor,
e o problemă aici sau nu? Deși sunt părinți care reclamă acest lucru, doamna Borducea spune că nu e nicio problemă din partea dânsei sau inspectoratului. În primul rând, Ministerul Educației trebuie să stabilească genul de activități opționale admise în școli. În mare. S-ar putea să aibă unul o idee năstrușnică să vină cu un curs ne la locul lui. Cu un curs, cu o disciplină care să n-aibă nimic comun cu educația, cu formarea și desăvârșirea personalității umane. Asta înseamnă, am văzut, ne uităm și noi în filme, citim și noi în cărți, că anumite persoane optează în America, să spun, într-un stat american, pentru școala cu tare, pentru că ăștia au tradiție în a desfășura opțional activități de teatru. Și pe lângă carte, acolo se face și așa ceva. Alții fac muzică, instrumente muzicale, sporturi, tenis de masă, arte plastice, pictură. Dar nu plătesc părinții, domnul profesor. Ce se întâmplă? Dacă ești din Beverly Hills și acolo există un sistem de subvenționare publică și de completare cu taxe private. Și dacă te-ai dus la o școală care are marca distinctă din tradiție, că e cu profil D sau care are opționale D, așa, și îți permiți, că știi că taxa e atâtea mii, zeci de mii de dolari pe an, fiecare, după starea lui, își duce copilul unde poate și unde vrea, unde se pune de acord. Ne întoarcem la România. La noi nu există această... Avem câteva școli vocaționale cu profil de arte plastice și de muzică, cum este Liceul Margareta Sterian. Și în rest, Ministerul le-a cam lăsat așa slobod. Am început întâi inițiative de genul acesta. Haideți să facem cu copiii noștri engleza. Și să punem bănuți și să vină cineva acolo. Fără avizul Ministerului Învățământului, fără acordul inspectoratului școlar, fără să vadă cineva dacă acel cadru care cere niște bănuți ca să facă suplimentar pe lângă programul lor de grădiniță, curs de limba chineză, malgașă, engleză, italiană, franceză, ce vor ei. Dacă acel cadru este chiar cadru didactic, în regulă, vin fel de improvizații care spun, știi, până la ora cutare am serviciu, că sunt la confecția nu știu unde și de la ora cutare am ore de engleză la grădinița nu știu care și omul nu are niciun fel de pregătire psihopedagogică pentru mine. Deci Ministerul Educației a scăpat din mână niște lucruri. A debutat întâi cu nevinovatele cursuri de limbi străine, că dacă se amesteca Ministerul Educației Naționale, venea și spunea așa, departamentul de specialitate care avizează aceste lucruri să se facă, așa, se preocupă să vadă ce cadru didactic este acela, dacă e cadru didactic autentic sau un improvizat care încurcă lumea degeaba și îi prostește pe copiii de mici în loc să le creeze premizele unei performanțe viitoare în acea chestiune. Tot Ministerul Educației Naționale lasă fără să se implice să prolifereze fenomenul. Că unii zic, hai că l-am văzut-o cu engleza. El, dacă își făcea datoria ministerului, venea și spunea așa, de exemplu, la limbi străine. Toate studiile de specialitate din toată lumea arată că primul an de învățământ, al doilea an de învățământ, trebuie lăsat în limba maternă. Să-și fixeze omul scrisul, vorbirea, regulile minimale de scriere și de vorbire în limba maternă, după care poate să treacă la adăugarea unei limbi străine și din anul cu tare de studiu să se adauge a doua limbă străină, când se face cu metode științifice. Bun. Deci nu se poate face, după studii de specialitate riguroase, limbă străină în condiții bune în școală, decât de la clasa a doua, în cel mai bun caz. Domn profesor, din banii părinților... Alții s-au apucat să facă de la grădiniță. Asta ce înseamnă? Deformare, nu formare. De la început, greșită,
de nu mai pot veni alții să le scoată din cap și din reflexe. Înțeleg că dumneavoastră ați fi împotrivă să se facă așa ceva. Ascultă-mă, eu nu sunt împotrivă și pentru. Eu știu că în țară asta există un minister al educației naționale care trebuie să își dea avizul și să supravegheze, să monitorizeze activitatea educațională de la cele mai mici vârste și până la cele mai mari, până la învățământul post-universitar, de doctorat și așa mai departe, la toate nivelurile, până la cercetare științifică de vârf. El trebuie să-și dea girul, să monitorizeze, să supravegheze această activitate să desfășoare în condiții, cum spun eu, științifice, pe baze științifice. Știi ce răspuns? Și cu cadre de specialitate. Și ce răspuns a dat Ministerul Educației către Campus TV, în răspunsoare pe care l-am adresat-o? Nu ne interesează această problemă. Unitățile preșcolare din municipiul Buzău țin de primăria Buzău. Interesați-vă acolo. Ne interesăm acolo dacă sunt văruite, vopsite, că țin de primărie, dacă au toaletele și mobilierul adaptat vârstei, pentru tot ce ține de baza materială, dar ne adresăm Ministerului Educației pentru actul de educație, de cultură și de pregătire, de adaptare a nivelului de cunoștințe la particularitățile psihofizice și intelectuale ale copilului de acea vârstă. Deci ei sunt, nu se pot deroba, e grădinița, învățământul primar, învățământul gimnazial, învățământul liceal, învățământul superior, toate sunt sub îndrumarea și coordonarea Ministerului Educației. E vreo problemă, domn profesor, dacă unii copii dintr-o grupă... Unde își dau gradele didactice educatoarele? La primărie? În organizarea Ministerului Educației? Da. Întrebarea, domn profesor. E vreo problemă dacă unii dintre copii dintr-o grupă de grădiniță, da, fac engleză sau muzică sau dans, iar alți copii stau pe margine și nu fac? Haideți să o clarificăm. Există opționale plătite de stat în cadrul programului școlar. În Franța au băgat în școală nu de mult filatelia pe timbre, cu cercetători, cu plante, cu ierburi, cu iepuri, cu animale, un mijloc de a face cultură generală. Alții au băgat alte discipline. Deci fiecare stat vrea să obțină un tip de om care să facă față provocărilor viitorului în acea țară. Deci Ministerul Educației Naționale, repet, trebuie să stabilească opționale obligatorii, opționale, să aleagă între una, alta, dacă să fie cu profil de sau de, dintre cele agreate de Ministerul Învățământului și plătite de stat. Cu cadrul didactic specializat. Că este actor și vine la ora de actorie, dar e actor care a depus dosarul și este avizat de cineva care are menirea de a selecta resursa umană potrivită. Nu la întâmplare, cum vor niște părinți, mămici, tătiți, bunici și niște învârtiți care vor să facă ei educații după mintea lor, fără reguli și fără știință. Bun, dacă există și opțiuni în afara celor pe care le plătește statul, pe care le vrea comitetul de părinți, să le facă tot cu avizul. Că nu vreau să facă curs de cum să fumăm marihuana. Cum să tragem pe nas ierburi nu știu de care. Cu avizul inspectoratului. Tot trebuie cu avizul Ministerului prin inspectoratul școlar local. Bun. În cazul în care se ajunge la alte opțiuni decât cele plătite de stat, pe care trebuie să le subțină din fonduri private, nu din fonduri publice, plătite de o firmă, plătite de un părinte mai așa mai departe, să existe obligativitatea ca acel curs să nu se poată ține dacă nu se creează condițiile necesare, financiare și de toată natura, pentru participarea întregului colectiv al acelei clase. Deci sunteți împotriva segregării pe orice criteriu, de rasă, de culoare a pielei, de religie, de limbă, pentru că ființa umană, dacă din școală pleacă cu violența, cu răzbunarea, cu neîmplinirile, cu stilul revanșard, cu oprimări, cu reprimări, nu poți avea un om
și o societate cât de cât în care se poate trăi și respira. Doamna Burducea spunea că nu este nicio problemă, copiii care nu urmează cursul opțional rămân cu educatoarea și fac altceva. Nu, a scăpat-o așa, în final, cuvântul ei a fost acest și a dat seama că nu crede că sunt lăsați deoparte, că ea știe că de fapt toți copiii participă, chiar și cazurile sociale care nu-și pot plăti cursul. Da, chiar așa trebuie să unii copii să fie primiți de milă, domn profesor? Unii copii nu trebuie primiți de milă. Fondul care se creează de la părinți, de la o firmă privată, de la unul cu bani mai mulți și mai departe, este un fond, sunt niște bani care ni s-au dat nouă, și ție care n-ai bani, ni s-au dat nouă la clasa asta a doua B. Sau s-a dat grădiniței. S-a dat grădiniței. Per ansamblu. Așa, per ansamblu. Și toți copiii din acea clasă fac sau nu fac o activitate opțională avizată de Ministerul Învățământului prin Inspectoratul Școlar. Deci ori fac toți... Avizată și activitatea ca gen și calitatea cadrului care o desfășoară, a omului. Mulțumesc frumos pentru precizări, domn profesor. Cred că așa ar fi normal să se întâmple. Sperăm ca lucrurile să se transpună și în practică. În minister și nu numai în minister, în ministere și nu numai în ministere, pe la tot felul de instituții în România, există oameni de foarte slabă calitate, nu se numesc nici Mircea Costache și nici altfel, care au fost puși acolo cu geaca de aracet de la campanie în cui și i-au dat un post și acum ne trezim în ministere și în agenții și în autorități și în primării și în consiliul județene, peste tot, cu oameni de foarte slabă factură. Vă salut, domnule Tereacă, vă urmăresc cu interes ori de câte ori am ocazia și timpul mi-o permite. V-am urmărit și aseară la discuția despre opționalele din grădinițe, o discuție oportună, dar care, din punctul meu de vedere, ca și vicepreședinte al Asociației Județene Sportul pentru Toți, ar fi trebuit să se învârtă în jurul următorului subiect. Cine poate susține sau preda opționalele în grădinițe și nu de ce sunt acceptate aceste opționale de către grădinițe sau, tot așa, o discuție, ce fel de opționale ar trebui făcute. Asta am la gând cu dumneavoastră, domnul Dar profesor. Dar eu nu știu, cu cine ați discutat aseară despre? Într-o emisiune precedentă am discutat această problemă. Aici este, de fapt, problema. Dacă cei care predau opționale sunt avizați să o facă, aceștia ar trebui să aibă obligatoriu un modul pedagogic, dar la acest capitol noi suntem deficitari. Poate cu altă ocazie vom putea dezvolta acest subiect, care din punctul meu de vedere este deosebit de amplu. Mulțumim frumos pentru faptul că ne urmărește telespectatorul. Și, da, rămâne, poate o mai dezbate acest subiect, deși din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare, ce ar trebui să fie astfel încât să nu mai existe probleme. Ar mai fost de discutat și cu fondul clase, dar îl lăsăm pe altă dată. De asemenea, ministerul susține să nu se mai dea fondul clase, părinții să nu mai dea, pentru că pentru vărui sau, cum a spus dumneavoastră, dotat unitățile școlare ar trebui să acționeze primăria municipiului Buzău și nu părinții. Părinții cer, o spun sincer, nu ne place banca aia, nu ne place dulapul ăla, nu ne plac ferestrele, nu ne plac... Așa, dar sunt două lucruri aici de înțeles. Cei care pot să nu apese foarte tare pe pedală, să-i pună pe alții în situație delicată, ca să mai putem respira într-o societate și așa distrusă, polarizată, dezbinată din toate pârghiile, pârghii, toată societatea noastră, una, doi, părinți care își cunosc posibilitățile și limitele, să-și înscrie copilul în cunoștință de cauză. Nu mă duc în clasa H cu fiul magnatului care a prăduit România și a luat-o la el acasă și a distrus și a furat tot Consiliul Județean și toți banii primăriei și s-au îmbuibat. Mă duc în clasa cu tare unde sunt oameni de teapa mea să putem face ce putem noi acolo pentru copilașii noștri să învețe. Asta dacă nu sunt repartizați din oficiu, domn profesor. Dacă nu sunt repartizați din oficiu, dar de regulă, clasele între ele, că ești la A, la 5-a A, că ești la B, că ești la C, că ești la D, ele se cam selectează și după calitatea părinților. Asta e realitatea actuală. Îi învăț pe cei și întotdeauna mă întâlnesc cu asta, și azi și ieri, pe stradă sunt întrebat și îi spun, măsurați-vă posibilitățile și optați pentru o clasă, că acolo se cunosc lucrurile, în care să puteți face față cerințelor. Că dacă vine cineva, financiare. Că, și nu numai financiare. Avem un telespectator. Că dacă vine cineva și vrea să schimbe ferestrele de termopan
și dumneata nu poți și mai vrea să schimbe și băncile și parchetul și, și să cumpere și elicopter în clasă și videoproiectori la modă, să cumpere și plasmă de nu știu care, dumneata nu vei face față. Și am învățat pe cei care mă cunosc, eu te știu pe dumneata ce poți, uite, du-te cam așa, te orientezi. Bună seara, sunteți în direct, spuneți, vă rog. Bună seara. Vă rog. Cu respect, Viorel mă numesc. Am avut și eu un copil la grădiniță. Am urmat opționalul de engleză. Așa. Nu văd unde este problema. Adică, după ce că sunt atât de puține lucruri, li se oferă atât de puține lucruri, să-i tăiem și de la chestia asta... Dar n-am înțeles. Cine le-a tăiat? Am înțeles. Nu, dar se punea problema de ce trebuie puși părinții să plătească așa ceva. Păi... Și credeți că, eu sunt un părinte, credeți că ar fi fost mai bine dacă nu am fi avut cursul acesta, opționalul? Nu, e bine să se țină acest curs, dar... Și de la stat oricum nu o să vină. De ce să nu vină de la stat? Nu din păi acest motiv plătim... Există pe undeva în România chestia asta? Că... Păi ar trebui să impunem, domnul meu, nu? Să impunem, ar fi foarte frumos, vă dați seama, ar fi foarte frumos, dar nu cred că o să se întâmple atunci... Ce facem? Nu, ne-a referit la cadru. Păi da, nu, dar stați puțin, dar de ce să nu se întâmple lucrul ăsta? Avem bani în municipiul Buzău și în județul Buzău care să, miliarde, să duc pe toate prostiile, da? Pentru cartierul Orizont, dau un exemplu, la ce? La dezăpezit. 50 de miliarde de lei, nu, da? Nu știu, nu cred că o să se întâmple vreodată treaba asta, sincer. Să dea Dumnezeu să... Dar nu cred. Trebuie să vrem și noi, nu numai Dumnezeu, că El n-ar nicio vină. Da. Fiți atent numai un pic. Eu am făcut o referire la faptul că părinții plătesc, că își exprimă dorința și cred că e bine să facă o limbă străină sau o altă opțiune la grădiniță. M-am referit la faptul că nu totdeauna li se aduce cadru didactic potrivit, specializat. Atunci cineva trebuie să-l avizeze și să spună, da, domnule, poate intra în fața copiilor și poate face performanță cu ei. Pentru că sunt oameni improvizați care n-au nicio... și aduc aminte că au făcut și ei engleza pe în școală, da. Habar n-au de metodica predării pentru vârstele mici, nu cunosc particularitățile psihofizice și intelectuale ale copilului de vârstă preșcolară, nu au minimum exercițiu de lucru în etape, că e o înlănțuire logică, știința de a preda un obiect, nu se confundă cu obiectul în sine. Și atunci cunosc foarte multe cazuri în care oamenii au plătit, au crezut că fac marea cu sarea și au ieșit acolo cu lucruri contraproductive, cu lucruri predate anapoda, cu chestiuni care au trebuit corectate cu greu mai târziu. Da, bine, mulțumim frumos pentru intervenție. Când dau cadru bun și părinții sunt de acord, este foarte bine. Bun, haideți să trecem și la alte subiecte. Mai avem 5 minute din emisiune maximum. Nu mai discutăm despre circul de la PSD, l-am tot reluat. Îți spun eu ceva. Vă rog. Cred că am înțeles, stimații noștri concetățeni, că la anul este un an electoral și așa cum în acea sală a fost aplaudată la scenă deschisă corupția în persoană, tot așa înseamnă că cineva se pregătește să meargă tot înainte. Și dacă vom merge tot așa, din greșeală în greșeală spre victoria finală, o să facem cu toții o foarte, foarte mare scofală, dacă nu greșeală. Da, pe parcursul acestei săptămâni am aflat că avem un nou președinte de Consiliul Județean. Există această rocadă continuă între a fost domnul Băgiu, a fost domnul Neagu, s-a întors domnul Băgiu, acum a venit din nou domnul Neagu. Cât va mai sta domnul Neagu până când se va întoarce domnul Băgiu, domn profesor? Pagubă în ciuperci. Ce mi-e tute, ce mi-e mande. Și ultimul subiect din această emisiune, de bine de data aceasta, municipalitatea a decis să amenajeze platoul din fața Casei de Cultură a sindicatelor. L-ascultăm pe domnul Petre Burada de la Urbis. Ce are de gând să facă acolo?
Din cauza degradării, mozaicul din fața Casei de Cultură de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, montat la începutul anilor 70, va fi înlocuit cu pavele. La finalizarea lucrărilor autoturismelor le va fi interzis accesul pe platoul din fața Casei de Cultură. Edilii vor înălța bordurile și vor împiedica autoturismele să pătrundă atât dinspre Bulevardul Bălcescu, cât și dinspre Colonel Buzoianu. Primăria hotărât să reabiliteze toată incinta asta aici, pentru că era o mare țigănie ce se întâmplă aici. Și o să blocăm toate intrările astea, facem trotuarul de la Bulevardul Bălcescu, unde era intrare, nu o să mai fie. Și asta o să rămână aici pentru promenadă, pentru oamenii care vin să plimbe și poate în viitor să folosească și Casa de Cultură, cine știe ce va fi. Lucrările de modernizare vor dura o lună și jumătate pe toată porțiunea dintre Școala Generală numărul 1 și clădirea fostului Spital Brătianu. Vor fi asfaltate și trotuarele din această zonă. O să facem gărduțuri de-astea să-i împiedicăm să mai facă așa ceva pe cei care vin prin spate. Iar aici va rămâne fără niciun fel de mașină. Nu va mai parca nimeni. De la fondul plăției dreptului fondul până... De la gardul fostului spital sau ce o mai fie acum până la... Până la școala 1 reabilităm trotuarul, că era stricat, dărâmat, nu s-a lucrat de ani de zile, și această incintă de la Casa de Cultură. Pentru platoul din fața Casei de Cultură, directorul Urbiserv a precizat că s-au preferat pavelele în locul mozaicului, întrucât acestea sunt mai ușor de întreținut. Da, am văzut ce se întâmplă în zona respectivă, platoul din fața Casei de Cultură a sindicatului. De asemenea, înțelegem că se va asfalta și trotuarul, da? Am văzut că lucrează băieții de zor, trotuarul de la școala numărul 1 până la fostul spital Brătianu. Cred că e un lucru bun care să petrece acolo, unde cât înțeleg eu se blochează, nu se mai poate intra cu mașina în spațiul respectiv de acolo și se va face o zonă frumoasă, poate e loc și de puțină verdeață în zona respectivă. Atât pentru emisiunea de astăzi. Mulțumesc frumos, ca de obicei, domnul profesor, pentru prezență. Mulțumesc celor care ne-au urmărit și au interacționat cu noi. Rămâneți pe Campus TV. Peste 10 minute urmează jurnalul. De la ora 20, colega mea Mirela Copariu. Până luni, eu vă spun la revedere.